dimineața, părinte. Bună dimineața. Bine, ne-am regăsit într-un loc. Să ne ierte că ne-am așezat, dar a fost o zi grea. Și suntem așezați în mănăstirea mea de suflet, adică e locul în care am slujit prima liturghie ca diacon, exact de aici, de undeva am plecat, să zic, ectenine, cu emoție, cu maicile plângând la strană, ăsta a fost realitatea. Eram atât de obosit călătorisem toată noaptea, încât la un moment dat, în spatele unde ești tu, acum era un sfeșnic foarte mare și când a trebuit să mă îndrept după ectenia mare către icoana Mântuitorului, am luat sfeșnicul cu mine liniștit, nu vedeam că era întuneric, se slujea cu lumina stinsă și... Dar este una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le-am ca slujitor al bisericii. E locul în care am învățat despre monahism, despre filocalie și despre bucuria vieții creștine enorm de mult. Deci un loc care v-a format. Suntem la mănăstirea Sfânta Treimestre în Badejiu, să spunem, din drumul care leagă Fărcășești de Turceni. Dacă vrei undeva în dreapta, înainte de a se intra în linie directă către Turceni, se face un pic dreapta de la un monument despre care o să amintim la un moment dat. Se face drumul spre mănăstirea aceasta cu adevărat frumoasă și binecuvântată. Se spune că e ușor de reperat locul în care trebuie să fie la dreapta, pentru că în sat s-a construit cu ajutorul mănăstirii și de doar al mănăstirii s-a construit o frumoasă biserică Marea Mureșană. E drept că s-a glumit în zonă că își făcură băinie străba sondă, dar adevărul e că este una dintre cele mai frumoase biserici pe care le avem la îndemână în toată zona aceasta a Văii Jiului. Suntem tot așa, de-a dreapta Jiului de data aceasta. Revenim cum curge Jiul să ia distanța, nu cum urcăm pe Jiu. Trebuie să spunem că Schitul Strâmba apare într-o inscripție de la 1793 și se spune că a fost ctitorit la 1519. E foarte posibil să fi fost mai repede ctitorit, pentru că în sine există locuri numite după monah, chilia, există zeci de alte însemne pe harta aceasta foarte fină, care sigur că n-apare pe GPS, în care sunt pomenite locuri în care cel mai probabil s-au nevoit monahii. Numele vine de la un strevechi proprietar Strâmbu, după unii, sau pur și simplu de la părâul Strâmbul care trece, e un afluent al Jiului. El pare ușurel acum trecut pe pod, dar vreau să spun că pe vremea când veneam din tâi aici, se tulbura câteodată. În 1487 există un document din cancelarea lui Vlad Călugărul, în care Danciu și Oprea, doi proprietari, oferă o parte din teren și sunt socotiți a fi ctitorii schitului. Inscripția din 25 august 1793 ne lasă să înțelegem ca fondatori ai schitului la 1519 pe Stoichiță Râșoianu și nepotul său Miloș. Și aceasta este credibilă pentru că relația de neam între aceștia era foarte strânsă. Stoichiță este în schimb vistiernic între 1603 și 1618, deci ceva mai departe decât 1519. Este foarte greu de crezut că avea 100 și ceva de ani când ar fi ctitorit altfel. Faptul că din Pisania lipsește numele, de fapt, fondatorului din tâi. Nu știu dacă a fost o chestiune de orgoliu sau pur și simplu a uitat sau pur și simplu s-a pierdut în istorie. Gândește-te că între 1793 și 1519 sunt ceva anișori, deși memoria bisericii e un pic altfel decât memoria istorică. Sigur, Stoichiță Răioșanu și Miloș reconstruiesc schitul. El moare la 1620. Deci poate că reconstrucția schitului să fie avut loc pe locul celui vechi în jur de 1603. În 1525, schitul Strâmbe era metoc al Govorei. Cât e de aici până la Govora, gândește-te bine. Era metoc al Govorei și pentru că ai să vezi, și Polovragiu a avut aceeași protecție într-un fel sau altul, nevoia de a investi din când în când, de a restaura și de a ține viu. Între 1604 și 1628, este cel mai prosper timp al schitului. Doichița, soția lui Stoichiță, este cea care donează 19 sate și ține în șir ca să vezi. Eu tot îi aud pe oamenii ăștia că biserica n-ar trebui să primească de la stat nimic. Hai să vedem ce ar trebui să primească biserica pe acte de la stat. Ține-te bine. Satele Petrești, Hupaf, Tejarul, Balta de Munte, Cotești, Zvarna, Gureni, Balta, Strâmba, Izvoare, Smelești, Grăguiești, Marbani, Lipeia, Fărcășești, Căpăceni, Șerbești, Groș, Peștișani, unde aveau livezi, păduri, iazuri, mori,
Deci astea erau proprietățile bisericii. Astea erau proprietățile, da, erau donații ale boierilor și intrau în proprietatea bisericii. Acum sunt ale statului. E doar un punct de vedere. Sigur că biserica nu o să ceară asta niciodată, să-i liniștim pe oameni, că nu suntem urmași unor mari grofi maghiari și nici ai unor personalități marcante din protiventada germană a vremurilor dinainte de război, ca să cerem acum în instanțe internaționale pământul. Dar trebuie să se înțeleagă. O să spună, da, dar era împotriva voinței statului. Eu nu cred că, de exemplu, satul Strâmb ar fi existat și ar fi înfolit atât de bine fără mănăstire. Fără mănăstire, așa. Și ne liniștim, inclusiv școala din sat și cealaltă toate. La 8 noiembrie 1724 are loc un incendiu și arde casa ctitorului și chilia, pâșnița și hambarele. Casa ctitorului e undeva în afară, o să se vadă pe filmările noastre. Acum este în plină restaurare, din o casă de cărămidă. Eu am prins-o când funcționa și când acolo era într-un fel sau altul până să se construiască corpurile noi de chilii și mănăstirea era spațiul de întâlnire în fiecare zi și era bucătăria, acolo se mânca. Era o trapeză mică, abia încăpeam 3-4 oameni. Se muncea mult și se muncește foarte mult în continuare. În 10 iunie 1731, din 19 sate, mai avea 4. Nu știm dacă le-a vândut sau pur și simplu a fost deposedată, dar știm că mai erau 4 sate. Miloș, nepotul lui Stoichiță, se revoltă cu Lupu Mehedințeanu împotriva grecilor. Trageți aminte de Lupu Mehedințeanu, că vorbeam de Hobița, unul dintre panduri. Și acela se chema tot Lupu, deci e clar că în războiul acesta, în confruntarea lor cu grecii, ne vorbim de fanarioți aici, nu doar de greci obișnuiți, Dimitrie Alexandru Iliaș confiscă mănăstirea și o face metoc altismanei. Deci ca să-l pedepsească pe Miloș, puterea de stat confiscă mănăstirea și o dă tismanei. Să știi că mai există un astfel de caz în care Polovraciu este închinat, o să ajungem acolo, este închinat Constantinopolului și Constantin Brâncoveanu îl răscumpără de la patriar. Pentru a reintra în posesia Bisericii Naționale, cum ar veni din vremea aceea. Abia în 1793, velarmașul Constantin Răioșeanu și jupâneasa Păuna semnează actul necesar pictării întregului ansamblu de aici. În 1812, mănăstirea este părăsită, biserica devine filiala parohiei Huduroasa, reparații în 1923. În 1927, ieromonahul Veniamin Pestrea vine din Atos, în satul natal, și le face mănăstirea. Există o fotografie cu el, cu locotenent colonelul Constantin Broșteanu. Acesta avea să fie persecutat, foarte persecutat de comuniști. Părintele Veniamin vine și face un lucru cât se poate de firesc. Redă splendoarea de mănăstire acestui spațiu, care, după cum vezi, este acum este dedicație mănăstire. Mănăstire, da. În 1956 ajunge stareță Maica Ermionia Cândea, poate una dintre cele mai frumoase imagini, icoane de maici pe care le-a dat Biserica Ortodoxă Română pe Valea Jiului. Mă opresc în 56 și am să spun câteva povești pe care le-am auzit de la oameni în chip real. Maica Ermionia avea calitatea aceasta de strânge pe oameni. Cu ea venise părintele Juvenalie, un mare duhovnic din Basarabia, care a devenit prietenul marelui mitropolit Nestor Varnicescu. Și părintele Juvenalie a purtat cu el de la o mănăstire din apropiere de Chișinău, a purtat o icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, pe la care oamenii s-au închinat aproape în permanență. Trebuie să spun că până ca părintele Juvenalie să se așeze și să fie aici, Maica Ermionia suja parastase fără dezlegări, adică își punea aerul de pe spatele liturgiei pe mână și o cățuie suja parastase pentru oameni. Mergea prin sat să-i ajute. Se cunosc cazuri în care citea rugăciuni. Mai cu seama rugăciunea de la sfârșitul acatistului Mântuitorului. O citea cu atâta fervoare și cu atâta dragoste cât oamenii din sat simțeau că este ca un soi de duhovnic. Veneau și se sfătuiau cu ea. Eu datele le-am de la un tare bun apropiat al mănăstirii și un prieten de nădejde de odinioară, domnul Constantin Naval, e înmormântat aici în cimitir. Un om de o finețe și de o cultură a bunului simț în relația cu biserica rar întâlnite, basarabean și dumnealui, rugător, mare rugător, căsătorit aici, cu o soție absolut remarcabilă și care a făcut pentru mănăstire foarte mult. Mănăstirea părea o pustie la vremea aceea, anii 56, să știi că au fost foarte grei pentru județul Gorj. Sigur, unii n-ar spune asta, că făceau parte din echipa care nu făcea, cărora era greu.
Dar Maica Hermione a muncit foarte, foarte, foarte mult. Este momentul în care, la un moment dat, aproape că au vrut să o dărâme încă o dată, au ieșit apele, nu au vrut să le acorde niciun fel de ajutor. Să nu-ți închipui că era frumusețea uscată de acum și pictura restaurată pe care o vezi acum. Era o capă de lume. Deseori era privită ca un fel de mănăstire de pedeapsă pentru maicile care nu erau cuminți. Cam așa. În aceeași vreme, aici s-a retras o serie de maici, dintre care câteva au fost absolut remarcabile. În mintea mea este o maică Serafima, maica Gabriela, care avea mama bolnavă și ploieștea încă deloc. Avea mama bolnavă și care ne-a supus pe muza multe încercări, dar maica a rezistat. De la ea am învățat să citesc Filocalia. Tot de la ea am primit primul rând de Filocalii. Era o soră, Elena, care a devenit apoi maică, a cărui soț avea să se călugărească la dealul mare și ai să vezi ce a făcut, de unde, cât a rezistat el acolo, ascuns, sub o tablă dormea, ca să păzească Sfântul Locaș. De la dumneavoastră am învățat rugăciunea pe metanier. Ele m-au învățat să fac metanii corect, mai râdeau de mine așa. Și, în ultimul rând, când eu am ajuns în anii 92-93 aici, stareță fiind maica Marina Gligor, a fost pentru mine o revelație, pentru că am învățat viața de mănăstire de la firul ierbii. Veneam în general cu încă un prieten, care acum este preot în Caransebeș, părintele Dănuț Coste. Veneam și stăteam cu săptămânile ajutând, lucrând, învățând. E locul în care am predicat cel mai mult ca laic. Maicile mă rugau frumos și făceam o predică după la fiecare prânz, tâlcuirea Evangheliei sau a Apostolului. Ca să nu spun că aici aș fi trebuit să petrec primul Paște, prima înviere ca preot. Luasem binecuvântarea de la înaltul Antonie. Niciodată nu mi-a zis nu înaltul Antonie să nu merg la Tismana sau spre Strâmba, absolut niciodată. Mai cu seamă că el ținea mult și la Tismana și ținea mult, știa povestea Strâmbei, o știa. Și fiind prieten cu înalt preasfințitul Nestor, era ca și cum aș fi plecat de la un tată la alt tată. Da. Și mi-aduc aminte că atunci, în Paștele acela în care ar fi trebuit să mă duc să slujesc, să stau liniștit să slujesc, aici tot așa era dorința asta de retragere, mai slujisem ca diacon în Viena, așa de bine a fost. Unul dintre preoții de la Turceni a suferit un accident și m-a dus să-l înlocuiesc la Turceni. Turceni și Stolojeni în vremea aceea. A fost o săptămână de foc, dar a fost cea mai frumoasă înviere la care am putut vreodată să particip. Ar merita povestit, o mai povestesc eu prin conferință, o mai zic, dar pentru mine Turceniu atunci, care e foarte aproape de aici, Turceniu a reprezentat pentru mine începutul carierei mele de misionar. Atunci mi-am dat seama ce forță poate să aibă cuvântul, ce forță poate să aibă rugăciunea. Și ce nevoie au oamenii. Și oamenii ce nevoie au să fie iubiți așa cum sunt ei. Ei bine, Mănăstirea Strâmba a făcut asta pentru toată regiunea, a înflorit. În apropiere este satul Gârbovu. Maicii de aici au predat multă vreme religie. Eu însumi am fost în câteva rânduri la Gârbovu, la școală, să vorbesc copiilor. Era o dorință din aceasta de alfabetizare, efectiv, pentru că oamenii, inclusiv noi aici, habar n-aveam mare lucru. Să de fi văzut cum stăteam pe catehisme, ne puneam întrebări, povesteam. Deci cursurile de facultate, sigur că au fost foarte bune, dar la aceeași vreme te obligau să întrebi, să crești. Practica a făcut. Am pregătit aici examenul de Noul Testament din anul 2. Vreau să spun că m-a trezit că maicile scoate prin seifuri, nu știu de pe unde le aveau, de supat, din pământ. Comentariile Sfântului Ioan Gură de Aur traduse. Teofilact al Bulgariei, prima dată aici am citit, în chirilică. A trebuit să învăț chirilică, nu se poate altfel. Deci starea era de bucurie, de să nu spun că făceam cursuri de psaltică din când în când, o dată pe săptămână ne asculta Maica Marina dacă știm să înnodăm bine lucrurile. Anunțarea de familie și a rămas de familie foarte multă vreme. În aceeași vreme trebuie să le spunem cărcotașilor că mănăstirile astea s-au născut din nimic și s-au reașezat din harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Trebuie să spun că nu de puține ori rămâneam doar apa de izvor era din belșug. Așteptam să se coacă merele ca să fim și noi fructificați, cum ziceam noi în vremea aceea. Mănăstirea mai are câteva povești frumoase. Una trebuie să o spun, pentru că altfel voi fi vinovată înaintea lui Dumnezeu. Când Maica Hermione a fost ridicată din groapă pentru a fi înmormântată în cimitirul cel nou, clopotul din vechea clopotniță a bătut singur. Singur? Este aceeași clopotniță care avea lângă ea un brad, care la momentul când a trăsnit și a luat foc clopotnița, trăsnetul s-a oprit în icoana Maicii Domnului. Icoana Maicii Domnului se păstrează încă exact în locul acela. E un tărâm de întâlnire cu minunea.
Să nu-ți spun că aici, de fiecare dată când vin, au tot timpul glasul părintelui Nestor Mitropolitului, avea un cubiu, se auzea de departe, așa. Se așeza în umbra codului acolo pe o bancă și ne chema să povestim. De o omenie și de o onestitate a comportamentului, cum rar mi-a fost dat să văd, și să știi, m-am bucurat de prietenia lui prin faptul că eram foarte tânăr și mă punea să citesc. Citeam noaptea și dimineața mă asculta aici, ne plimbam amândoi și mă asculta așa povestind. Vezi că asta nu e chiar așa. Bun prieten de al părintului Mircea Păcurar, un iubitor al străromânilor, de la el am învățat să citesc o serie de documente așa cum se citește cu liniște. Pentru mine a fost ca o revărsare de har. Nu spun că în același spațiu am avut întâlnirea teribilă cu părintele Ștefan Rășceanu, unul dintre marii profesori de teologie Craiovei și un om de mare caracter. Și tot aici, pe vremea când în al preasfințitul Irineu era episcop vicar, ne întâlneam des povestind, reînvățând franceză și înțelegând parte din lucrurile pe care aveam să le pregătesc în anii următori de teologie. Cu alte cuvinte, vreau să le spun oamenilor că o mănăstire nu este doar clădirea, nu este doar un loc. Clădirea, biserica, mănăstirea este un spațiu al energiilor umane care se întâlnesc cu energia necreată a lui Dumnezeu. Au fost seri absolut fenomenale de prohod, de prohodul Mântuitorului. Au fost întâlniri cu oameni de mare calitate, oameni simpli, oameni curați. Când veneam prin 93, 94, 95, mai în glumă, mai în serios, puteam să-mi iau de la intrare vreo 6-7 încălțări. Adică lumea intra, se descurța, intra, erau în repetate rânduri, la prima dată când vedeau cuvoare în biserică. Nu glumesc. Și atitudinea față de locaș, atitudinea față de maici, atitudinea față de ei înșiși a sporit foarte mult. Mănăstirea este un actor civilizator. Pare foarte rău cine stă lângă mănăstire și se comportă cum se comporta înainte de a înțelege lucrurile mănăstirii, refuză civilizarea. În apropiere era grădina foarte mare, un lac foarte mare. N-am voie să spun că uneori mergând cu vaca, mai făceam năzbâtii cu mai aluneca câte un picior de vacă în lac. Nu-i frumos să zici asta. Dar bucuria era deplină. Erau oamenii simpli și fără atâtea ifose. Nu judecau în niciun caz faptul că maicile își făcuseră o grădină din care dădeau și săracilor. Mult dădeau săracilor. Mi-aduc aminte că într-o vreme aflase maica stareță de boala unei femei din sat și a făcut absolut minuni pentru ca femeia să fie salvată. Oamenii s-au împrietenit, au crescut împreună. De altfel, filmarea noastră de la Rovinar se datorează unei astfel de relații sufletești până la urmă. Locurile pe care le știu din zona, pentru că de aici se pleacă. Ai văzut Urdarii, ce frumoasă biserica din Urdar, superbă, Sfântul Nicolae. În apropiere o să mergem, să le spunem, episodul viitor, vom filma la o mănăstire care chiar își merită titlul la Dealul Mare. Turceniul ca atare, toate lucrurile astea au sporit. Se vede și s-a simțit foarte mult că s-au catehizat și au învățat să se roage. Îi știu pe oamenii din zona asta. Au eu vorbă oltenii pe care eu am asumat-o, mătopeală. Adică au un mod de a stopi aroganța, de a te aduce la nivelul iubirilor. Și asta e foarte important, foarte important. Mă gândesc cât de importante sunt astfel de locuri și cât de mult se desc în cei care vin aici și se lasă împărtășiți de frumusețea locului și de duhul locului, cât de mult educă, cât de mult formează astfel de... Eu sunt academii sufletești. Dacă știi să te așezi în liniște la o mănăstire și să-ți câștigi liniștea, e ca o academie de liniște. Să știi că, sigur că au fost și ispite, nu spun cum se munce aici. A fost o perioadă în care am învățat și eu zidărit și celelalte toate. Dar era bucuria asta a întâlnirii cu Dumnezeu. Ți-am spus și la Rovinar, cred că asta poate fi o chestie de care ne definește ca oameni. Omul lui Dumnezeu vede pe Dumnezeu în toți ceilalți oameni. Atâta bucurie, atâta strălucire și atâta liniște. Sigur că icoana aceasta care reproduce un pic icoana Maicii Domnului de la Nicula nu era în vremea aceea, erau niște icoane mai simple. Dar frumusețea locașului, liniștea. Știi cum se sujește aici o vecernie pe ploaie? Nici nu-ți poți închipui. Știi ce înseamnă aici săptămâna patimilor când nimeni nu tulbură liniștea mănăstirii în care postirea este strictă, strictă? Vreau să spun că nu stă asemănă cu nimic. Și liniștea asta se datorează, trebuie să o spun, rugăciunilor din pământ și de pe pământ și din cer.
m-a impresionat și chipul atât de senin, de luminos al Maicii Starețe. Frumusețea aceasta. Dacă este un om special, dar nu lăudăm, că dacă se uită la emisiune ne bate. Dar ne impresionează. N-ai cum să nu te impresioneze viața oamenilor care... Nu știu dacă ați aminte, când am filmat la Tisman, m-am dus și am îmbrățișat crucea Maicii Ierusalima. Sunt lucruri care te leagă veșnic de oameni. M-am zis la Maica Spiridona și am bătut 3 metali la cruce și am zis, dă-mi, te rog frumos, un pic lin glasul tău. Și cânta femeia aceea, absolut remarcabil. Uite, Maica Gabriela, care ne râdea, că voce n-avea, dar s-auzea tare. Atâta dragoste avea, încât dacă se întâmpla să se supere peste zi de tine, ea își cerea iertare că s-a supărat pe tine. Știi? Sau, ți-am spus, teribila sora Elena, care avea să ajungă maică, atâta, era un vulcan în erupție tot timpul. Dacă nu te fereai, te lovea. Dar era atâta bucurie în ceea ce făcea. Plus că de aici s-au ridicat pe lumea monahală câteva starețe de mare calitate. Mănăstirea asta a făcut. Iar faptul că o parte dintre maicele de aici aveau să urmeze la Sibiu școala, și trebuie să o spun și asta, și să se împlinească în Hristos și școlindu-se, nu le-a făcut să fie mai puțin copilăroase și mai puțin bucuroase. O parte din schitul de aici au plecat maicele către Maglavit, altă parte către Temirunde, schitul din la Cămărășasca, vom vedea o echipă de bază de aici, lucruri care dovedesc odată în plus că mănăstirea naște oameni, naște caractere. Ce spuneam? Nu banii ne lipsesc, caracterele. Singura bancă de caractere pentru neamul românesc rămâne biserica. Rămâne biserica și rămân mănăstirile. Părinte, au fost niște amintiri și niște povești atât de frumoase și nu știu când au trecut minutele. Mă bucur pentru că ați avut bucuria de a reveni aici și pentru că am putut să le ne-am prezentăm. Ne-am așezat în hramul Sfintei Trei. Mulțumim și continuăm săptămâna viitoare povestea noastră. Mulțumim!